Bine v-am regăsit! Așa cum spuneam ieri, există o interfață mitologică a timpului abisal, a istoriei și preistării omenirii. Și aceasta... Există, de fapt, o familie comună de mituri în toată lumea, dar mai ales în Eurasia și, în mod special, să zic, în bazinul Mediteranei, care ne interesează pe noi. Deci lumea care începe din Sumer, și trece prin Egipt, prin Asiro-Babilonia, prin Imperiul Medo-Persan, prin Grecia, prin Roma. Această lume are o familie de mituri comune. Dar există două familii paralele în care aceste mituri se împart și sunt miturile indo-europene și miturile semite. Și acestea au multe puncte comune. În același timp există o, o, un conflict între ele. Și uh, pentru a explora uh, mitul comun al uh, semiților și al indoeuropenilor. Acum suntem în secolul 1 după Hristos și cu siguranță că reprezentantul prin excelență al civilizației indoeuropene este Roma, uh, mai mult decât Grecia. Uh, pentru că Roma este încă foarte religioasă. Roma vis-a-vis -vis de Grecia este ceea ce e America față de Europa. Uh, Grecia este deja sceptică, grecii râd când Pavel vorbește despre lui Iisus, Roma e în serios chiar și vira lui Iisus, Roma este încă profund religioasă. Uh, Roma uh, are încă o rădăcină adâncă în miturile cele mai vechi indo-europene și de aici vigoarea romanului. Blaga are o poezie care spune, Hulița au fost romane că era o metafizică, zice, dar metafizica romană sunt drumurile și care, uh, viaductele pe care le-au construit în toată lumea, pe care mărșeluiesc, uh, mărșeluiesc uh, Legiunile romane. Bun. blaga este conștient că există o relație strânsă între metafizică și politică. Și orice sistem metafizic este un sistem politic și orice sistem politic este un sistem metafizic. Și dizoluția metafizicii totdeauna anunță o criză politică. Deci, între, între semiți și romani există o, un conflict. Și grecii sunt cei care au examinat cel mai mult mitul uh, indo-european și care uh, i-au înțeles semnificațiile și l-au reinterpretat și au încercat să creeze mituri noi. Și aceasta este acum parte din civilizația elenistă, care este civilizația Imperiului romană. Pe de altă parte, evreii sunt cei care au însumat miturile semitice în Tora, în Biblia și au cristalizat instituțiile și legile și credințele. Și între acestea două este un conflict. Uh, care este de la sine înțeles. Dar în principiu sunt paralele. Și vreau să examinăm cele două mituri fundamentale al, al Romei și al evreilor. Acum, ce vreau să spun este că când spun cuvântul mit, nu semnează că acestea nu au existat. Uh, mitul fundamental al evreilor este jertfirea lui Isaac de către Abraham. Și nu spun că acesta n-a fost un eveniment. Nu avem nicio dovadă istorică că aceasta a avut loc. Mitul uh, fundamental al Romei este jertfirea de către brutus a copilor săi. Și iarăși uh, e ceva ce merge în afara istoriei, în afara istoriografiei, în afara istoriei scrise. Din cauza că în secolul IV Roma, evenimentul a avut loc pe la 700, pe, la, pe secolul 7, de fapt, uh, nu 700, de 600 și ceva, și în, uh, uh, între timp uh, Roma a fost uh, uh, asediată de Gali, Toată, mă rog, arhivelor au fost distruse, cronicilor au fost distruse. Așa că și Brutus și Avram intră în istoria, în istoria mitului. În, intră în, în mitologie. Chiar dacă au fost evenimente istorice reale. Nu contest acest lucru. Dar ele sunt mituri, formative ale istorilor și instituțiilor, mituri care legitimează puterea, care legitimează un anumit stil de viață. Și ce o să aceasta? O să încep cu, cu mitul roman. Aș vrea să spun că atât mitul roman cât și mitul evreu sunt încorporate de Pavel în teologia lui, în noua lui interpretare a lumii. Și uh, uh, amândouă sunt duse la concluzia crucii. În același timp amândouă sunt reinterpretate radical în, în teologia crucii. Deci, uh, uh, ceea ce ne spune uh, istoria lui Brutus este că uh, era pe vremea celui de a șaptelea regioară a Romei, care a fost și ultimul, Tarchinus, și uh, Brutus era uh, pe parte din familia regală. Uh, Tarchenius era un tiran care, ca toți tirani, ca toți regii, omorea rudele, însă Brutus, uh, cuvântul însemnând în, în, uh, în limba latină, ceea ce înseamnă și în limba română, anume că era o brută, era, uh, era un tip încet la minte. De fapt, nu era așa. Brutus uh, juca rolul unui tip cu mintea înceată, unei brute, unui tăntălău, ca să zic așa, pentru că era conștient că de paranoia regelui și jucând rolul ei, el, de fapt, își punea viața în siguranță. S-a întâmplat însă că o femeie din familia lui Brutus a fost violată de fiul regelui, de Sextinus. Și Brutus atunci a, mă rog, ea, a spus familiei ei că fusese violată de fiul regelui și ca o bună romană, după ce și-a spus povestea, a luat cuțitul și, și l-a înfipt în piept. Uh, Brutu s-a scos cuțitul din piept și a, a jurat răzbunare și imediat a la familia lui, apoi la tinerii din Roma să facă revoluție. Așa că s-a făcut un conflict și, mă rog, război, o revoluție împotriva, împotriva regelui. Însă, regele a fost detronat și jurământul pe care l-a făcut după aceea, după aceea Brutus a fost devenit un jurământ în care romane au jurat că niciodată nu vor mai accepta să aibă rege și vor fi o republică. Mă rog, acest mit a fost foarte, foarte iubit de republicanii din secolul XVIII, mai ales în Revoluția franceză. Și există tablouri făcute pe care de, de, exemplu, în 1785, David a făcut un tablou care îl arată pe Brutus, mă rog, cu, pe Brutus în, făcând și pe Horații, jurând jurământul de libertate față de rege, însă acesta a devenit icoane pentru Revoluția franceză. Dar vreau să văd peste aceasta. Ce se întâmplă este faptul că regele încearcă să revină. Și fiul lui Brutus și membrii familiei sale, dar mai ales cei de fiul lui Brutus, asta ne interesează, sunt parte din complot. Și ca atare sunt executați. Brutus, care este consul în această perioadă, implicit trebuie să supravegheze execuția fiilor săi. Și Brutus este cel care supraveghează și ia decizia pentru execuția celor de fiei săi. După ce și-a Brutus adoptă poporul roman în locul fiilor săi. Acum vreau să comentez puțin lucrul acesta. La romani, tatăl avea drept de viață și de moarte asupra fiului. Nu este vorba aici că tatăl putea să-și pedepsească fiul cu moartea. Dacă își pierdea soția sau fiica în adulter, tatăl putea să o pedepsească pe soție sau pe fică cu moartea. Dar el -avea, fiul nu trebuia să comită o crimă, pentru că tatăl să-l poată omorâ. În momentul când tatăl făcea ritualul de a judeca fiul de la pământ, prin aceasta el îl declara fiul al său, dar declarându fiul său, el în același timp își asuma dreptul să-l omoare. Și putea să-l omoare fără niciun motiv. Deci nu era o crimă și nu era considerat un fapt imoral să-ți omoră fii. Așa că Brutus își omoară fiii. Și îi omoară pentru o crimă politică. Dar, de fapt, el își folosește dreptul de tată de a-și omoră de a dispune de viața fiilor săi pentru binele Republicii. Și Brutus declară, sau legenda spune că Brutus a declarat că de acum el nu mai are fi, nu mai are urmași, dar, deși a avut, mai așa cum o vedea, însă, uh, popor roman sunt fiii săi de acum. Aici este cuprinsă o, o dialectică subtilă, pentru că în momentul în care Brutus declară că poporul roman uh, reprezintă fiii săi, iar practic de ridică poporul cum a ridicat copilul la naștere și prin aceasta se declară nu numai protector al, pop al poporului, dar își asumă și dreptul ca să ucidă poporul atunci când este nevoie. Frește că Brutus nu are acest drept le legal însă el reprezintă statul și statul roman are drept de viață și de moarte asupra cetățeanului și mai târziu orice dictator care își asumă dreptul de a, de a, dispune de viața supușilor, întotdeauna vine în calitatea de tătic al poporului. Mai târziu, ultimul urmaș al lui Brutus în istorie, sunt cei doi frați Brutus care l-au asasinat, care au participat, au avut un rol activ la asasinarea lui Iulius Cezar și în piesa lui Shakespeare, Iulius Cezar. Există chiar un dialog în care lui Brutus îi se aduce aminte de familia lui, de strămoșul său, Brutus, care a salvat Republica cu prețul fiilor săi și este îndemnat să facă același lucru cu viața lui Cezar. Din nefericire, pentru, pentru Brutus, Augustus va câștiga războiul civil și va deveni tăticul poporului cu dreptul de discreționar de viață și de moarte. Și Republica își încheie viața. Așa că atunci când Pavel, ajungere la Roma sau merge prin Imperiul Roman. Deja Brutus este un mit, o legendă, dar este ca și filozofia celor din Atena este un mit care și-a pierdut forța, pentru că Augustus este sacrosanctus. Acum, mă rog, sau cezarul este sacrosanctus, că Augustus este deja mort. Cezarul este sacrosanctus și fiind sacrosanctus cezarul implică că Cumva asupra lui s-a transferat acea calitate a lui Brutus de a fi părintele poporului și a dispune de viața poporului. Hai să mergem la mitul uh, ebraic. Mitul ebraic e diferit și similar în același timp. Dumnezeu i-a cerut la să aducă pe Isaac a jertfă. Aici nu este vorba de crimă. În contextul timpului, un tată dispune de viața fiului său la discreție. Nu este o crimă dacă tată, dată, că tatăl își omoară fiul. De fapt, nu este singura crimă la Avram, din punctul nostru de vedere, ca oameni moderni. Să nu uităm că atunci când Avram a gândit-o pe Agar cu Ismail în pustie, Avram nu le-a decât o pâine și un burtuf de apă. I-a pe Măgar și a trimis. Dacă un tată modern ar, face, ar lua fiul și soția, și iar ar lăsa în deșertul Saharei sau mai știu eu pe unde, în Antarctica, s-ar sui în mașină și ar pleca sau în avion și ar pleca, cu siguranță că ar fi acuzat de crimă. Așa că Isaac nu a fost singura jertfă a lui Avram. Cumva, musulmanii au dreptate când spun că Avram l-a jertfit și pe Ismael, fiindcă și Ismael a fost jertfă. Numai că le se pare că Avram avea o problemă cu să șomare copiii. Numai că Dumnezeu îi cere lui Avram să-l aducă pe Isaac ca jertfă și uh, cei care uh, pun problema aspectului etic greșesc, fiindcă nu înțeleg că din punct de vedere etic Avram avea tot dreptul să facă aceasta și că atare nu era ceva rău, nu era nimic imoral, dar ce este că Avram ridică uh, cuțitul și virtual îl aduce pe Isaac ca jertfă, deși Dumnezeu intervine. Uh, prin aceasta Avram devine tatăl din Există o dispută între musulmani și evrei. Cine a fost adus ca jertfă Isaac sau, sau mă rog, cine a fost adus virtual ca jertfă Isaac sau, sau Ismael. Adevărul este că Avram i-a pe amândoi ca test de ascultare și credință. Fiindcă Dumnezeu a poruncit să la alunge pe, Ismael și pe Agar și Avram s-a conformat și se pare că porunca implica practic să-i lasă să moară în, în pustie. Uh, și să aducă pe Isla că dar există aici o diferență. Ismael a fost omorât virtual uh, numai, uh, și s de intervenția o intervenție a îngerului, fără să fie adus ca jertfă, fără un ritual religios. Uh, îmi spune uh, că Ismael a fost declarat homosacer, omul pe care oricine nu poate omorâ, dar pe care, care nu poate fi adus ca jertfă. Este tipul de outcast, de. de Clasă respinsă din, din societate, care e, devine, așa cum spune profeția, un măgar sălbatic și un dușman al tuturor, și toți sunt dușmanii lui. Este inamicul public prin excelență. Și Ismail și-a jucat rolul acesta e, foarte bine de-a istorie istoriei, și mai ales în timpul nostru. E, ca și Isaac, e, Ismael este salvat de la moarte. de de un înger, dar să nu uităm că totuși Avram la condamnat la moarte. În cazul lui Isaac, este condamnat la moarte, dar moartul este un ritual religios. Că tare, Isaac nu este homosacer. Isaac este omul adus ca jertfă. Este uh, uh, ca și fica lui Efta, uh, ca și alte cazuri din istoria Romei, iarăși, dacă vom vedea mai târziu, este cineva care i a dus ca jertfă religioasă și este foarte interesant că. Uh, dacă privim pe Ismael și pe Isaac în timpul nostru, observăm că urmașul Ismael se plâng. Uh, și se plâng foarte, sunt foarte vocal, dar se plânge. Că drepturile lor politice nu sunt respectate și că țara lor este luată, vorbesc de Palestina și așa mai departe, și sunt gata oricât să, să acționeze în stilul banditului din deșert, prin acte de terorism. În același timp, Isaac uh, este pasiv. Isaac uh, la Auschwitz, la Duschau în timpul holocaustului, a fost foarte pasiv. În același timp însă Isaac, Isaac privește la holocaust ca la holocaust. Adică aș vrea să spun că, din punctul de vedere al naziștilor, care gândeau mai indo-european, jerfirea lui Isaac n-a fost o jerfă, ci un act de igienă socială. Așa justificau ei lucrurile. În timp ce evreii privesc la holocaust ca holocaust, holocaustul fiind prin natura cuvântului, o jerfă de ardere de tot. Deci există interpretări diferite. E foarte interesant cum mitul, mitul vechi, mitul fundamental, semit, își, 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 continuă, își continuă lucrarea de-a lungul timpului și în timpul nostru. Și asta dovedește cât de puternice sunt miturile și că Pavel a avut dreptate când și-a îndreptat toată atenția pentru. Regândirea mitului și transformarea lui, și de fapt schimbarea lui totală cu un alt mit, care este mitul Crucii. E bine, uh, 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 ca să mergem mai departe. Uh, Dumnezeu intervine și uh, Isac este salvat. E foarte interesant că acum are loc ceva comun cu, cu mitul lui Brutus. În sensul că Avraam după jertfirea lui Isaac și firește, după izgurea lui Zămaele, devine tatăl tuturor credincioșilor. Și oricare credincios este chemat să repete actul lui Avram care se saltă în pustie, care se saltul în prăpastie, saltul în abis. Kierkegaard, Zoran Kierkegaard, are un comentariu foarte bine cunoscut despre jertfa lui Avram ca, ca, salt în abis, ca, ca salt al credinței. În timp ce urmașii lui Brutus, care sunt foarte rudis cu fondatorii greci ai polisului și care sunt fondatorii Romei și implicit al tuturor instituțiilor apusene. Brutus este tatăl celor care sunt ca el. Și este un act rațional, calculat, politic, nu e un act de credință, nu este un salt în prăpastie. Dar atât Roma, ca reprezentant al, mă rog, al puterii europene să zic, cât și evrei, ca reprezentanți ai poporilor semite, au un mit similar. Și în ambele cazuri, toți urmașii sunt fie unui tată care și-a jertfit fiul natural sau fiii naturali pentru a adopta. și frește că acest tată, are drept de viață și de moarte supra-supușor săi. În cazul evreilor, cel care are drept de viață și moarte supra-supușor nu este Avram, ci este Dumnezeu. Pentru că este foarte clar că persoana lui Avram este, tranșen, este depășită, este transcendentată în Jehova. Și Jehova este în ultimul său, cel care a dus jertfă pe Isaac și care îmbrățișează toate neamurile, în special poporul Israel. Dar odată ce cineva devine copilul lui Jehova prin legământ, cum este poporul Israel. Jehova are drept de viață și de moarte asupra lui. Și uh, Jehova implicit are drept de viață și de moarte asupra tuturor neamurilor. Pentru că, într-un fel sau altul, toate neamurile vor fi binecuvântate în Avram. Acum, cuvântul pentru binecuvântare în, în vechea limbă ebraică și în vechile limbi eu, europene este în toate limbile vechi. Cuvântul pentru binecuvântare este ambigu, pentru că același cuvânt însemnează și binecuvântat și blestem. Cuvântul sacru poate să însemneze Dat pentru nimicire la evrei, de exemplu, sau poate să semneze în afara societății la romani și poate să semneze în același timp pus deoparte pentru un scop ritual. Așa că și romanul și evreul se află sub conducerea unui Dumnezeu care are drept de viață și de moarte. La, la, la evrei acest Dumnezeu este Hova. Și toate legile poporului evreu sunt o emanație directă a Voințele lui Jehova. La roman, acest Dumnezeu este cetatea, este Roma. Și toate legile sunt o emanație a Romei. Dar dreptul de viață și de moarte este același și jertfa umană se aduce și într-un caz și într-altul. E bine, Pavel este conștient de aceste a, de ambele mituri. Atunci când ne arată că în ultima instanță logica jertfei lui Isaac de către, Adam, de către Avram, și logica uh, uh, instituțiilor politice sau a dreptului roman, în ultima instanță duc la cruce. Aici este punctul la care merge el. El dezvoltă în epistolele lui și logica uh, sistemului legal iudaic, care este centrat pe jertfă. Gerfă de animal sau jerfă umană? Acum, când vorbim, când vorbim despre gerfă animalului, gerfă animalului este tot gerfă umană prin proxy. În ultima instanță, la baza uh, iudaismului este gerfă umană, nu este gerfă animală așa cum arată jertfila lui Isaac. Și cum ne arată chiar Jberpecul jertfii de Avram în locul lui Isaac. Jertfa animal este un proxy. Aceeași uh, același lucru se întâmplă și la romani. Numai că la romani jertfa are un caracter politic, mai mult decât ritual religios. O să nu uităm că la romani religia și politica sunt la fel de sunt ca și la evrei. Și Pavel, uh, când discute despre jertfa lui Isus, merge atât pe logica sistemului iudaic, cât și pe logica sistemului, sistemului roman, așa cum vom vedea în analiza e, epistolului Pavel. Închei aici e, și am, am amintit aceste două mituri fondatoare ale Ierusalimului și ale Romei, ale și ale Romei, pentru a avea o bază de la, de, de la care vom pleca în analizarea textelor lui Pavel, care folosesc, așa cum am spus, două categorii de argumente. O, cl o clasă de argumente vin din Udaia și alta vin din dreptul roman. Vă mulțumesc, ne revedem data viitoare. La revedere!